Bun venit la Starea Libertății. Singura temă cu adevărat reală din această campanie prezidențială a fost cea de la guvernare. Da, ciudat, a fost tema salariilor și a pensiilor. N-am zis că s-a și discutat ceva, dar a fost acolo, adică s-a pronunțat. Au zis salarii, pensii, salarii, pensii. Însuși Iohannis a ieșit și a spus: nu se taie nimic, jur pe o casă din Sibiu, o vând și împart banii la oameni dacă e ceva. Mă rog, nu chiar cu aceste cuvinte a zis, dar ideea în mare asta a fost. Despre educație trebuie buget mai mare, dar și competență, adică vax. Despre investiții trebuie să absorbim mai multe fonduri europene, adică vax. România nu folosește, săraca, absorbantul care trebuie. Despre taxare nu adăugăm nicio taxă. E, uite, asta m-a spart. Cum să vă zic, da, eu asta vreau de la o guvernare, să văd cum înțelege ea taxarea, să știu dacă taxează mai mult munca, mai puțin, dacă taxează profitul, dividendele, dacă face trepte de taxare a venitului și tot așa. Ei bine, nu, atitudinea PNL în toate aceste zile a fost: să moară mama, nu modificăm nimic, nu vă facem rău cu nimic, numai lăsați-ne și pe noi să guvernăm, că nu mai putem, avem și noi copii acasă. Am uitat să-i spunem lui Orban: sper că liberalii știu că dacă au venit la guvernare trebuie să plătească impozit pe venit. Da, păi e lege. Să nu se îngrijoreze, nu, luăm impozitul mai încolo, după primele parandărături. Să vă mai amintesc ceva. Câțu spunea de o gaură de 9 miliarde la buget. Orban vedea țara pe fundul prăpastiei, iar zi de zi auzeam că dezastru e aici, e după colț. Acum, dacă îi auzi vorbind pe cei de la PNL, înțelegi că 99,99% vor mări salariile după legea PSD? Se țin de cuvânt, de cuvântul dat de PSD. Și atunci te întrebi: atât de disperat să fie cei de la PNL să ajungă la putere, promițând orice, oricum, oricui? Și au ajuns la putere. Au ajuns la putere? Oare au ajuns la putere? Cred că asta e întrebarea. Ce legi să treci când ai avut nevoie de trădări de la Pro-România și de la PSD? Când a fost nevoie să chemi oameni grav bolnavi de acasă pentru cvorum și pentru majoritatea asta infimă? Cred că mai degrabă PNL tocmai a devenit ostatic la guvernare, un partid de doar 21% în Parlament, înconjurat de partide care din acest moment au reintrat în cursa pentru alegerile prezidențiale, locale și parlamentare. Vă aștept de la 22:30 la Starea Nației pe Prima TV.